Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În nou an 2022, nevoia de siguranță, confort și nevoi de bază te va obliga să te răzgândești despre bani. Armonia relației va fi, de asemenea, o provocare semnificativă în acest timp. În 2022, vei avea noroc în toate eforturile noi. Pentru tine, această perioadă va fi plină de plăceri și sentimente. Timpul este favorabil pentru a începe o nouă relație și a întări o căsătorie existentă. Bărbații singuri își vor întâlni sufletul pereche, principalul lucru este să rateze șansa. În cariera ta, va trebui să depui multe eforturi, dar munca ta va fi răsplătită cu generozitate în a doua jumătate a anului, principalul lucru fiind să ai răbdare și în materie financiară, totul este în regulă, dar perioada abundenței și prosperității va cădea în a doua jumătate a anului. Iarna și primăvara, ar trebui să te gândești la economisire și să respecti strict planul financiar. Te aștepți la o soartă mai bună de la fiecare an și speri că în viitor totul va ieși cât mai bine posibil. Schimbările dorite vor avea loc cu siguranță și viața se va îmbunătăți. După ce vei fi ascultat horoscopul pentru 2022, vești la ce să te aștepți de la anul viitor, tu iubești ordine în toate, te străduiești spre cele mai bune și încerci în mod constant să elimini defectele, atât în tine, cât și în cei din jur, care este cauza anxietății din sufletul tău rebel, odată cu intrarea în 2022, vei avea propriul răspuns la această întrebare, dar, în general, cauza principală va fi că ești la un pas de schimbări viitoare în aproape toate sferele vieții. Anul 2022 pentru tine este un an de așteptări și pregătire. În mod condiționat, acest an poate fi împărțit în două părți, prima jumătate a anului este o perioadă de relaxare, odihnă și acumulare de forță, a doua este o perioadă de întreprinderi de succes și activitate viguroasă. Începutul anului 2022 va trece calm, moment în care este mai bine să acorzi preferință singurătății. Este posibil să observi o scădere a activității civice și sociale, o lipsă de energie, o reticență în a orice. Nu te descuraja și nu renunța, deoarece prima jumătate a anului ți se prezintă pentru introspecție, analiza greșelilor anterioare și auto -îmbunătățire spirituală. Este mai bine să amâni toate marile planuri și întreprinderile grandioase până în iulie sau începutul lunii august. În acest moment, Universul va fi de partea ta și te va ajuta în toate privințele, în toate problemele. Tu ai mari speranțe pentru anul 2022 al Tigrului. Și, trebuie să spun, nu în zadar multe dintre ele vor fi justificate și acesta va fi exclusiv meritul tău pentru cei născuți sub semnul Fecioarei, întreaga primă jumătate a anului 2022 va avea loc în lucrările celor drepți. La sfârșitul iernii începutul primăverii, gama de responsabilități se va extinde semnificativ, ceea ce nu se poate spune despre salariu. Nu murmura, fă ceea ce trebuie, iar vara totul va ieși cât mai bine. În cele din urmă, Satisfacția morală compensează mai multă decât eforturile tale și puțin mai târziu, din punct de vedere material, totul va ajunge la corespondența dorită, creșterea carierei va fi rapidă, pozițiile tale vor fi consolidate pe toate fronturile și vei merge cu încredere în viață. Vara, există o mare oportunitate de a-ți îmbunătăți condițiile de viață? de a cumpăra lucruri utile și de a te răsfăța cu o vacanță mult așteptată. În viața personală, situația este oarecum diferită. Fiind foarte ocupată la serviciu, nu-ți va lăsa timp pentru o comunicare de plină cu cei dragi. Pot exista dezacorduri în familie cu privire la distribuirea responsabilităților gospodăriei, nu lua plângerile despre tine personal și încearcă să găsești un compromis rezonabil. Zilele în care norocul va poposi în casa și în viața ta în 2022 sunt afișate pe ecran. În anul 2022, vei putea să ți-ai rămas bun de la temerile și complexele tale, pentru a-ți dezlănțui potențialul creativ. Sub influența planetelor, te poți transforma într-o doamnă pasională și romantică, dorind experiențe neobișnuite în relații, romane romantice și certuri temperamentale. În martie, permiteți să primești semne de atenție de la bărbați și să fii condusă în cercul lor de prieteni și cunoscuți. În aprilie, magnetismul tău în comunicare se va manifesta în deplină forță, provocând gelozie din partea partenerului tău. La sfârșitul primăverii, cheltuielile neprevăzute pentru divertisment și diverse circumstanțe de forță majoră îți pot consuma semnificativ inventarul din bancă sau de subsaltea. De la mijlocul verii, îți vei dori din ce în ce mai mult să fii singură cu propriile gânduri, simte-te liberă să spui oamenilor că trebuie să fii singură. Este mai bine să folosești acest timp pentru tine, pentru împlinirea dorințelor tale profund personale. În perioadele de singurătate, poți face față problemelor tale interioare care te împiedică să trăiești viața la maximum dacă ești născut între 24 și, și 31 august, datorită sensibilității tale, vei pune problemele celor dragi la inimă. Nevoia de dragoste te poate împinge către orice sacrificiu pentru a rezolva problemele partenerului tău. În perioada martie-iunie, poți să te îndoiești de tine și de deciziile tale. Poate fi dificil să curăți ceva intern și să scapi de cele vechi și inutile. Dacă ești născut între 1 și 10 septembrie, anul acesta un creator se poate trezi în tine și nu ar trebui să ignori acest val de energie creativă. Relațiile tale personale pot deveni obiectul creativității tale. Bucură-te de proces și creează-ți capodopera iubirii. În perioada aprilie-iunie, talentul tău antreprenorial va fi testat. Sunt posibile pierderi financiare pentru a le reduce încearcă să participi mai mult la mecenat. Dacă ești născut între 11 și 22 septembrie, în iarna anului 2022, tot ce a fost ascuns în interior și care nu ți s-a potrivit într-o relație va ieși la iveală. Acesta este un moment bun pentru a afla cele nespuse, a ierta nemulțumirile și a lua rămas bun de la conexiunile fără speranță. În primăvară și vară, Va trebui să lucrezi din greu pentru a-ți îmbunătăți situația financiară. În toamnă te vei gândi la asta. Ce ai nevoie pentru autoexprimare personală, pentru activitate personală, pentru a fi în unitate cu această lume și nu pentru a fi o particulă detașată. Dragostea în 2022, în anul tigrului, dragostea va fi mai mult ca prietenie și asistență reciprocă ceea ce nu se poate spune despre parteneri și numeroși solicitanți pentru inima ta. Vor fi destui admiratori și fani, dar este puțin probabil să le oferi reciprocitate. Iar vina este pasiunea ta pentru muncă, dar stelele spun că totul are nevoie de o măsură și recomand insistent să o afli. La urma urmei, îți pregătesc o întâlnire fatidică. Încearcă să o ghicești, dacă desigur, Ești absolut liberă de obligații conjugale. Îți ofer o sugestie? Uită-te la cineva de departe care îți perturbă din greșeală planul de lucru. Deschide ochii mai larg la sfârșitul lunii martie dacă ești femeie, iar bărbații se deschidă pe amândoi ochii în octombrie. Și faptul că în această situație este mai bine să te bazezi pe minte decât pe sentimente, tu însă-ți vei ști. Și acesta este exact cazul în care calculul sobru poate duce la o iubire mare și strălucitoare. Dacă ai deja o familie, în 2022 va trebui să devii temporar diplomat și politician pe teritoriul regatului tău. Luptele verbale și trecerea la personalizări verbale nu sunt excluse. Explică membrilor familiei tale că faci totul numai în beneficiul lor. Poate că... Atunci când aceste cuvinte sunt susținute de fapte, problemele controversate vor fi soluționate, iar pacea și armonia vor reveni în casă. Banii în 2022, odată cu debutul anului tigrului, îți vei direcționa toate gândurile și aspirațiile spre muncă. Și asta din motive întemeiate. Rezultatele eforturilor în această direcție îți pot te depăși toate așteptările dar aceste lucruri nu se va întâmpla imediat. Fii răbdătoare, nu încetin în ritmul de lucru și munca ta va fi apreciată. Așteaptă primele rezultate undeva din vară. Dacă la sfârșitul iernii ai ideea schimbării locului de muncă, implementează-ți imediat planurile. Acordă atenție industriei de servicii cu accent pe frumusețe, medicină alternativă, jurisprudență, publicitate. Eforturile din aceste zone promis stabilitate, o creștere lentă dar constantă a veniturilor. Aceste domenii pot fi luate în considerare atunci când alege o profesie sau pentru o investiție profitabilă de bani. Lumina verde se va prinde de asemenea, atunci când te deplasezi spre contacte de peste mări. În toamnă, sunt așteptate călătorii promițătoare pentru servicii externe, care pot culmina cu încheierea unor contracte profitabile. Un cuvânt de precauție pentru antreprenori și persoanele implicate în banii mulți. În iunie și septembrie vor fi necesară atenție și prudență față de resursele materiale ale altor persoane. În același timp, ia măsuri de precauție cu proprietatea ta. De asemenea, achizițiile de mare valoare și articolele de lux nu merită să fie cumpărate în această perioadă. Amână un eveniment atât de mare până la sfârșitul anului, sănătatea în 2022, la începutul anului, iarna, sunt posibile complicații ale bolilor cronice. În ianuarie și februarie, ar trebui să-ți monitorizezi cu atenție sănătatea și să nu respingi nici măcar simptomele minore. În primăvara anului 2022, ar trebui să te uiți cu atenție la picioare. Stelele avertizează asupra posibilității de fracturi și întorse. În plus, aprilie și mai sunt vremuri excelente pentru vindecarea bolilor vechi. Vara, anxietatea și stresul pot duce la reacții alergice. Prin urmare, încearcă să nu-ți supra-soliciți psihicul și să nu te concentrezi asupra negativului. Dacă se întâmplă acest lucru, vei avea nevoie nu numai de tratament medicamentos, ci și de odihnă bună. În toamnă, astrele ți recomandă excluderea alimentelor picante și a băuturilor tari din dieta ta, renunțarea la vizionarea excesivă de știri și emisiuni politice. Încearcă să treci la ceva pozitiv la sfârșitul zilei, muzica ta preferată, vizionarea unei comedii, jocul cu copiii, mersul în natură, cunoașterea capodoperelor artelor. De asemenea, Modelul corect de somn este important pe tot parcursul anului. Horoscop chinezesc 2022 pentru fecioară. Dacă în horoscopul chinezesc ești șobolan, șobolanii fecioară vin pe primul loc în 2022, desigur, vor avea multe de lucru, vor exista mai multe responsabilități, ceea ce nu se poate spune despre bani, dar asta este doar la început atunci vei găsi o mișcare interesantă și în cel mai scurt timp te vei regăsi printre regine, iar frații și surorile îți pot oferi un gând fericit și, în general, legăturile de familie din acest an vor juca un rol semnificativ în toate problemele, dar va trebui, de asemenea, să iei o parte activă în viața familiei, dacă în horoscopul chinezesc ești bău. Horoscopul promite că în viața băilor făcioară totul va merge calm și măsurat. Dar, în mod ciudat, în 2022 vei avea dorința de schimbare. Vei dori să schimbi literalmente totul, munca, familia, împrejurimile apropiate și îndepărtate. Și chiar pe tine însă îți nu refuza acest lucru pentru nimic. Stelele sunt de partea ta. Și totuși? Se pot forma obstacole neașteptate pe drum. Află noi tehnologii sau înscrie-te la o școală pentru arte. Dacă în horoscopul chinezesc ești tigru, ca obsesie, vei fi bântuită de gândul unei cariere artistice. Fă tot posibilul pentru a face din această o realitate fericită. Pentru a începe, învață pe de rost o fabulă, cum ar fi vulpea și strugurii. Dar ia în mod conștient rolul strugurilor, frumos și inaccesibil. Cele care sunt preocupate de probleme mai prozaice, cele care preferă un loc în sala de spectacole de teatru, ar trebui să ține seama și ele de acest sfat. Deoarece, după ce a intrat în rolul inaccesibilității minunate, va fi posibil să se rezolve cele mai complexe probleme din orice domeniu de aplicare a forțelor. Dacă în horoscopul chinezesc ești iepure, pentru iepurii fecioară, 2022 este un moment bun pentru a pune totul în ordine. Este minunată dacă activitatea ta este legată de medicină, wellness și servicii. În aceste domenii vei reuși, dar chiar dacă chemarea ta este completă diferită, problemele legate de consolidarea propriei sănătăți vor fi foarte relevante. Aceste lucruri nu înseamnă deloc că te vei îmbolnăvi. Mai degrabă este vorba de prevenire. Dacă în horoscopul chinezesc ești dragon, cele care au această combinație de semne în anul tigrului, vor avea evenimente diferite, dar multe dintre ele vor fi amintite multă timp. De exemplu, ai putea fi surprinsă de parteneri, fără niciun motiv aparent, ei vor începe brusc să-ți ofere cadouri și să-și asume unele responsabilități, nu căuta o captură, totul merge conform propriului plan. Îți amintești? A fost acum câțiva ani. Aici te las în pace cu amintirile, deoarece fiecare are propriul caz. Te las să-ți amintești propriul tău caz. Dacă în horoscopul chinezesc ești șarpe, stelele nu își fac griji pentru tine, pentru că au plănuită din timp, în 2022 vei fi deosebită de rezonabilă. De exemplu, dacă trebuie să evaluezi beneficiile unei întreprinderi sau perspectivele unui nou proiect, nimeni nu o poate face mai bine decât tine. Deci, cu siguranță nu vei rămâne inactivă. Dar nu uita, orice slujbă merită plătită, iar contribuția ta profesională în anul următor va merita o recompensă solidă. Dacă în horoscopul chinezesc ești cal, cali născuți sub constelația fecioară, în 2022 vor avea o poftă de rătăcire. Și nu este o coincidență. Pentru acest an este planificat mare reinstalare. Fiecare are propriile cântare. Unele dintre voi și vor schimba locația biroului, altele se vor muta într-un alt apartament și, poate, de mai multe ori, dar altele vor trebui să exploreze imensitatea unei țări străine îndepărtate dar chiar dacă locul de desfășurare rămâne același, acesta va suferi modificări semnificative. Dacă în horoscopul chinezesc ești capra, studiază, studiază și studiază din nou. Nu citesc din clasici marxiști, ci doar interpretez ce spun astrele. Și, ca de obicei în perioada de ucenicie, cu siguranță vor exista examene. Există o mulțime de subiecte în curs pentru acest an. Și pregătirea este abilitatea de a găsi un compromis într-o situație critică. Pentru a face față, este nevoie de ingeniozitate și inventivitate. Reține că adversarii tăi vor fi bine înarmați cu inteligență și experiență. Dacă în horoscopul chinezesc ești mai muță, cea mai relevantă în 2022 pentru mai muța fecioară, va fi problema muncii și a sprijinului material, mai mult, într-o măsură mai mare va trebui să participi la munca și la soarta financiară a prietenilor și a rudelor apropiate, dar aceste lucruri nu te va împovăra prea mult, având în vedere că, dacă este necesar, poți spera și la ajutor, mai ales când vine vorba de finanțare. Fii pregătită pentru apariția unei persoane de departe, dar când va apropiată și, eventual, a unei persoane dragi, dacă în horoscopul chinezesc ești cocoș. Nu a existat fericire, dar nenorocirea a ajutat. Această zicală va deveni cheia succesului tău în 2022. Și totul se poate întâmpla așa. Mergi cu bicicleta, o ușoară împingere din spate, îți pierzi echilibrul și aproape te regăsești sub roțile unei mașini elegante. În ea, după cum ai putea ghici, logodnicul tău, sau viitorul, sau iată o altfel de dezvoltare a evenimentelor. Aranjezi o inundație în apartament și distrugi renovarea pe care tocmai a făcut-o vecinul de mai jos. După cum ai înțeles, veți face deja noi reparații împreună. Dacă în horoscopul chinezesc ești câine, rezistența ta în 2022 va fi de invidiat. Fecioarele născute în anul câinelui vor avea atât de multe de făcut încât vor fi făcut pentru zece. Dar numai tu vei primi totul dacă ești legată de aceste domenii? Finanțe, drept, asigurări, inginerie mecanică și produse farmaceutice. Dar nu va trebui să profiți de beneficii într-o izolare splendidă, poate că cineva apropiată de tine va avea nevoie de ajutor urgent și nu îl vei fi lăsată deoparte. În ceea ce privește viața personală, aceasta va fi strâns legată de muncă, dacă în horoscopul chinezesc ești mistreț. Mistreții fecioară în anul tigrului nu vor avea de ce să se plângă. Pur și simplu nu este timp pentru astfel de flacuri. Este probabil ca interesele tale să se răspândească multe dincolo de patriata în 2022. Acest lucru se aplică atât afacerilor profesionale, cât și celor personale. Și cea mai reușită promovare a acesteia este posibilă în publicare, medicină și tot ceea ce ține de cultura țărilor străine. În acest sens, problema cunoașterii unei limbi străine va deveni acută. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!